Deputatul Constantin Țuțu revine în ring. Cel mai bun luptător de K1 din Moldova se va duela în cadrul galei Eagles World Series, care va avea loc la începutul lunii aprilie la Chișinău. Patru sportivi din Europa vor lupta pentru centura de campion la categoria de greutate de până la 85 de kilograme. După o pauză de 5 luni, Constantin Țuțu revine pe arena luptelor de K1. Sportivul de 28 de ani se va duela în cadrul galei Eagles World Series cu Vitali Buhreakov din Lituania. Adversarul lui Țuțu a câștigat Cupa Europei la Muay Thai în 2012 și este campionul Lituaniei și al țărilor baltice la kickboxing. În aceeași seară, Daniel Alexandru, Valdemar Kulda, Igor Leapin și Malhaz Karidzhia se vor confrunta în turneul de piramidă pentru titlul de campion la categoria de până la 85 de kilograme. În total, la gala Eagles World Series vor avea loc 11 dueluri, cu participarea a 8 sportivi moldoveni. Una dintre cele mai așteptate lupte din seria Super Fight este meciul dintre Maxim Bolotov și Sebastian Ciobanu din România, care se vor bate la categoria de 93 de kilograme. Ediția cu numărul 27 a galei Eagles World Series va avea loc pe 4 aprilie la sala polivalentă din Chișinău cu începere de la ora 17.